1 Corinteni 15, de la 1 la 4. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Dacă o țineți așa, după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Creștinismul nu a început într-o manieră obișnuită. El a început cu oameni alergând. Ioan ne spune că femeile au alergat să spună ucenicilor. Petru și Ioan au alergat la mormânt. Cei doi în drumul spre Emaus au alergat tot drumul înapoi la Ierusalim să spună ucenicilor despre învierea lui Iisus. De ce au alergat? Eu cred că au alergat datorită unor cuvinte ca și acestea. Pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. O veste șocantă, copleșitoare și înțelegerea acestui fapt a pornit o ofensivă nemai întâlnită până atunci. Dintr-o dată, ucenicii au priceput că acest om extraordinar, Iisus, nu a putut fi omorât definitiv. Au priceput că lumea nu va mai fi niciodată aceeași. Au priceput și au crezut că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând viața în numele Lui, nu le-a mai dat liniște. Au pornit cea mai mare ofensivă din istoria omenirii. O ofensivă care nu a încetat nici până astăzi. Nimic nu i-a putut opri. Toți au murit de morți violente. Matei a fost ucis cu sabia în Etiopia. Marcu a fost târât și zdrobit de caldărâmurile străzilor din Alexandria. Luca a fost spânzurat de un măslin în Grecia. Ioan a murit exilat pe insula Patmos după ce a fost cufundat într-o căldare cu ulei încins. Petru a murit răstignit cu capul în jos la Roma. Iacov a fost decapitat la Ierusalim. Celălalt Iacov a fost aruncat dintr-un foișor al templului și bătut până a murit. Filip a fost spânzurat de un stâlp în Frigia. Bartolomeu a murit jupuit de viu. Andrei a murit de foame și de sete, legat de o cruce, predicând până la epuizare, până la moarte. Toma a murit străpuns cu lancia în India. Iuda a fost omorât cu săgeți. Matia a fost împroșcat cu pietre și decapitat. Barnaba a fost omorât cu pietre în Salonic. Pavel a fost decapitat la Roma. Ce i-a împins înainte, până la moarte? Învierea lui Iisus. În niciun alt fel nu se poate explica capacitatea, dorința acestor oameni de a-și duce, de a duce mesajul învierii lui Hristos chiar cu prețul vieții. Pentru că învierea Domnului Iisus Hristos este un eveniment istoric. Niciun alt eveniment al istoriei nu a fost supus atâtor cercetări și analize ca această pretenție a lui Iisus, că a înviat din morți. Au fost concepute nenumărate metode ingenioase pentru a combate sau a falsifica acest adevăr capital al credinței creștine, învierea Domnului Iisus. De la istoria, de la teoria furtului trupului, lansată chiar de fruntașii poporului, la teoria leșinului, lansată de Paulus din Heidelberg, sau la teoria halucinațiilor. Nici una din aceste teorii nu rezistă unei analize științifice serioase. Este uimitor cât de departe pot să meargă unii oameni în încercarea lor de a nega învierea, în vreme ce o sumedenie de alți fondatori de religii sunt ignorați, neverificați, nesupuși testelor. De ce strânește Iisus un asemenea interes? Chiar dacă o parte a mesajului este pentru a-l nega, chiar dacă o parte a interesului este pentru a-l nega, Iisus stârnește mult interes, mai mult decât oricare alt fondator a unor religii. De ce această preocupare? Oare nu tocmai pentru că acest Iisus are într-adevăr ceva de zis și omul nu poate sta liniștit? Pentru că ceva din mesajul acestui Iisus înviat tulbură și nu-ți dă liniște?
Oare nu tocmai pentru că acest Iisus, împreună cu mesajul lui, este incomod și omul trebuie să se poziționeze cumva față de el? Noul Testament este de departe cea mai bine atestată scriere antică. Numărul de documente existente este enorm. Intervalul dintre momentul în care evenimentul relatat a avut loc și cea mai veche copie existentă este minim, ceea ce denotă autenticitate. Numărul de documente colaterale care să confirme scrierea este o multitudine. Apoi, transformarea ucenicilor dintr-o mână de oameni speriați, care se simțeau trădați în așteptările lor, într-un grup de oameni, de persoane neînfricate, gata să proclame mesajul Evangheliei a învierii Domnului Iisus Hristos, chiar cu prețul morții, are ceva de spus. Știu, e adevărat, sunt oameni care sunt gata să moară pentru ceea ce cred. Sunt astfel de oameni din tot felul de religii, gata să moară pentru ceea ce cred, dar aceștia trebuie să fie convinși de ceea ce cred sau în ceea ce cred. Dacă ucenicii au inventat totul, dacă ucenicii au inventat învierea Domnului Iisus Hristos, atunci ei știau că propagă o minciună. Și atunci, mă îndoiesc că ar fi fost gata să-și dea chiar viața pentru minciuna lor. Mă îndoiesc de așa ceva. Să fie gata de moarte pentru ceea ce știu că este fals. De aceea, dacă ucenicii într-adevăr ar fi fost plăsmuitorii unui ideal, ei ar fi fost mult mai inteligenți să postuleze doar o înviere spirituală a lui Iisus. Lucru posibil chiar și în prezența trupului său mort. Iisus a înviat în mod spiritual. Puteau să postuleze o astfel de înviere, numai că ei au ales calea cea mai dificilă, învierea trupului fizic, cea mai necredibilă variantă. Ei au crezut într-o înviere literală, fiindcă au fost martorii ei. Altfel, nimic nu mai are sens. Moartea lor devine un nonsens. Nimeni nu este în stare să moară pentru o minciună pe care vor să o propage. În concluzie, triumful lui Iisus asupra morții a fost un imbol puternic pentru biserica primară de a spune întregii lumi că Dumnezeu a vorbit și că a făcut-o într-un mod dramatic și incontestabil. Toate acestea au rămas consemnate în istorie și sunt acum la dispoziția istoricului și analizei sale. Din păcate, singurul lucru pe care omul îl învață din istorie este că omul nu învață nimic din istorie. Acest fapt istoric, învierea Domnului Iisus Hristos, are o semnificație doctrinară și are o puternică semnificație etică. La ce mă refer? Semnificația doctrinară. Învierea Domnului Iisus este nucleul credinței creștine. Și cei care au proclamat credința creștină, ucenicii, apostolii, știau acest lucru. Scoți nucleul, celula nu mai trăiește. Creștinismul este singura religie a lumii care apelează la învierea din morți a fondatorului ei pentru a-și argumenta spusele. Tot ceea ce Iisus a învățat depinde de învierea lui din morți. Creștinismul nu este întemeiat pe un complex de idei filozofice sau teologice în cel mai bun caz, ci pe un eveniment istoric fără seamăn. Învierea din morți a lui Hristos. De aceea spun, învierea aceasta din morți a lui Hristos are o puternică semnificație doctrinară. Învierea validează întreg mesajul creștin. Pavel ne spune în 1 Corinteni 15:17: și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă Hristos n-a înviat, credința noastră, credința voastră este zadarnică. Învierea lui Hristos face ca toată gama de învățături creștine să capete sens, să aibă profunzime, să aibă putere, să fie aplicabile. Ucenicii au înțeles bine lucrul acesta și l-au transmis fără preget, indiferent de consecințele negative care s-ar fi putut răsfrânge asupra lor.
De aceea spun, învierea validează întreg mesajul creștin. Aceasta este semnificația doctrinară. În ce fel învierea validează întreg mesajul creștin? În trei moduri. În primul rând, garantează dumnezeirea lui Isus. În Ioan 10, de la 17 la 18, Domnul Iisus spune următoarele cuvinte. Ascultați-le cu atenție. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Cel mai practic test la care îl pot supune pe un impostor care pretinde că este Dumnezeu este întâi să-l ucizi pentru blasfemie și apoi să vezi dacă revine din morți. Dacă o face, dacă revine din morți, atunci nu este vinovat de blasfemie, însă tu ești vinovat de omor. Așa că ai o problemă cu acest Dumnezeu pe care trebuie să o rezolvi. Faptul că Iisus a spus că are puterea să-și dea viața pentru ca mai apoi să-și o ia înapoi, demonstrează concret că este Dumnezeu. Un om mort nu are puterea de a se învia singur. Doar Dumnezeu poate învia morții, iar Iisus a demonstrat această putere asupra trupului său, înviindu-l din morți. Învierea Domnului Iisus Hristos demonstrează că El este Dumnezeu și merită închinarea noastră. Astfel, garantează dumnezeirea lui Iisus această înviere. De aceea, învierea Domnului Iisus nu este o comemorare, ci sărbătorirea unei prezențe vii. În al doilea rând, învierea Domnului Iisus Hristos garantează mântuirea din păcat, adică îndreptățirea noastră. Pavel în Roman, capitolul 10, versetul 9, spune: dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Apoi tot Pavel în Romani 8, 31-34 spune următoarele cuvinte: dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Învierea Domnului Iisus Hristos garantează mântuirea noastră din păcat sau îndreptățirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, învierea Domnului Iisus Hristos garantează viața de după moarte. Moartea a murit când Hristos a înviat. Tot Pavel în Roman, capitolul 8, de la 10 la 12, spune așa: și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Aceasta este semnificația doctrinară a învierii Domnului Iisus Hristos. Ea este nucleul credinței creștine. Validează întreg mesajul creștin. Dar ce putem spune cu privire la semnificația etică? Pentru că evenimentul istoric, învierea Domnului Iisus Hristos din morți, nu are doar o semnificație doctrinară, are și o semnificație etică. Și anume, învierea Domnului Iisus este motivația pentru trăirea creștină în ascultare de Dumnezeu. Privind la condiția spirituală a multor biserici de astăzi, la zelul stins al creștinilor, la apatia și letargia lor, am avea motive să credem că învierea Domnului Iisus Hristos fie nu este crezută, fie nu este înțeleasă, fie nu este aplicată. Fără îndoială, creștinismul este un crez ce trebuie crezut, dar este și o viață ce trebuie trăită. De aceea spun, învierea Domnului Iisus Hristos este motivația pentru trăirea creștină. Aceasta este semnificația etică a învierii Lui. Separat de un mântuitor viu, crezul creștin devine o farsă păguboasă, iar viața o luptă disperată de a te ajuta singur. Creștinismul înseamnă, mai presus de toate, o relație cu o persoană, iar această persoană nu este oricine, este Fiul lui Dumnezeu.
Capitolul 15 din 1 Epistola lui Pavel către Corinteni se încheie cu această afirmație conclusivă. Versetul 58. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți întotdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. De aceea, de ce? Uitați-vă în tot capitolul 15 din 1 Corinteni. De aceea, de ce? Fiindcă Iisus a înviat și noi vom fi înviat la rândul nostru. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți întotdeauna în lucrul Domnului. Aceasta este semnificația etică a învierii Domnului Iisus Hristos din morți. De aceea, pentru că El a înviat din morți, literal, găsim motivație pentru trăirea creștină, pentru a fi tari, neclintiți și a spori întotdeauna în lucrul Domnului. La ce se referă aceste trei lucruri? Fiți tari! Fiți tari este o chemare la curăție morală. Fiți tari în umblarea voastră cu El, în curăția voastră. Contextul în care Pavel dă toată explicația învierii este unul al trăirii în curăție. Uitați-vă în contextul pasajului citit. 1 Corinteni 15, 33-34. În contextul acesta ne spune, fiți tari. Ce spune acolo Pavel? Spune așa, nu vă înșelați, tovărășile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Fiți tari se referă la chemare, la o chemare, la curăție morală. Viața de credință presupune anumite renunțări și disciplină morală. Fiți neclintiți. La ce se referă acest fiți neclintiți? Dacă fiți tari este o chemare la curăție morală, fiți neclintiți este o chemare la curăție doctrinară. Fiți neclintiți în credința dată vouă, odată pentru totdeauna. Cred că este o chemare la a ne duce viața pe fondul unei credințe curate, a unor învățături sănătoase, neclintiți în credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Uitați-vă din nou la context. Contextul ne explică, ne sugerează înțelesul acestui îndemn. Fiți neclintiți. În context, 1 Corinteni 15:12 se spune, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? O problemă doctrinară. Sau versetul 35, dar vă zice cineva, cum înviază morții? Cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești! Începe să le răspundă Pavel. Pavel este dur pentru că corintenii nu stăteau neclintiți în credința proclamată de el, se simte nevoit să vină să le explice. De aceea, chemarea lui este una la curăție morală. Fiți tari! Apoi este o chemare la curăție doctrinară, fiți neclintiți și apoi sporiți în lucrul Domnului, o chemare la acțiune. Cred că este o chemare la perseverență în lucrarea lui Dumnezeu. Și perseverență înseamnă a-ți duce la îndeplinire sarcinile chiar și atunci când acestea par imposibile. În dimineața învierii s-a declanșat cea mai mare operațiune, cea mai mare misiune din istoria omenirii, aceea de transmitere a mesajului mântuirii oferite de Cel ce este viu, de Cel ce a înviat. Această operațiune se află în desfășurare și în zilele noastre. Ești dintre cei implicați în ea sau nu? Ne uităm cu respect la martirii creștini din primele secole și credem că acest fel de dedicare le aparține doar lor, atunci și acolo. Nu este așa. Acel fel de angajament absolut trebuie să caracterizeze pe orice creștin, inclusiv din secolul 21. Mai sunt oameni și astăzi care sunt gata de jertfă completă. Și dați-mi voie să dau un singur exemplu care a răscolit întreaga lume, un exemplu contemporan dintre ai noștri. Este vorba de o tânără fată. Cassie Bernal este un martir al vremurilor noastre. În 1999, la o școală din orășelul american Littleton, a avut loc o tragedie mediatizată pe întreg globul pământesc. Doi elevi înarmați până în dinți și-au împușcat 13 colegi din școală. Astfel de incidente au mai avut loc și altă dată în Statele Unite, numai că acum împușcăturile nu au fost la întâmplare. Ei au luat în țintă minoritățile sociale, sportivii și în special creștinii. 8 din cele 13 victime au fost creștini. Cassie Bernal era în biblioteca școlii și își citea Biblia.
după relatarea unui martor din bibliotecă. Cei doi băieți au intrat înăuntru. Au găsit-o pe Cassie, ascunsă sub o masă. S-au dus la ea, au îndreptat arma spre Cassie și au întrebat-o: crezi în Dumnezeu? Cassie știa că dacă v-ar spune da, va plăti cu viața. Dar mai știa un lucru: necredincioșia ei față de Domnul ar fi rănit-o și mai tare, poate pe vecie. Așa că a răspuns: da. De ce? A întrebat unul dintre ei. Dar Cassie n-a mai apucat să răspundă, pentru că glonțul a ieșit de pe țeavă și a omorât-o pe loc. Cassie avea 17 ani. Se întorsese la Domnul doar de aproximativ 3 ani de zile. Filmul ei preferat era Braveheart, Inima neînfricată. Cred că spune ceva despre inima ei. Un film în care eroul moare, o moarte de martir pentru idealurile sale de libertate. Cassie tocmai se decisese să-și doneze părul ei lung, bogat și frumos pacienților bolnavi de cancer, să li se facă peruci celor aflați sub tratament chemoterapeutic. Cassie era cunoscută ca fiind eleva care își aducea Biblia cu ea la școală în fiecare zi. Nu e așa că acest martir modern și-a împlinit chemarea din 1 Corinteni 15:58? Fiți tari, fiți neclintiți, sporiți întotdeauna în lucrul Domnului. Fratele lui Cassie, cu 2 zile înainte de moartea ei, a găsit câteva rânduri scrise de ea. Citez: acum că am renunțat la toate lucrurile, am descoperit că aceasta este singura cale de a-L cunoaște cu adevărat pe Hristos și de a experimenta puterea Lui, cea mare care L-a dus din nou la viață, și de a descoperi ce înseamnă să suferi și să mori cu El. Așa că orice m-ar costa, eu voi fi aceea care va trăi noua și proaspătă viață a tuturor acelora care au înviat din morți. Cu 2 zile înainte de moarte scrie aceste cuvinte. Parcă sună ca un ecou al cuvintelor apostolului Pavel: ca să ajung cu orice chip la învierea din morți, dacă voi putea. Da, îi privim cu respect pe martirii acelor vremuri. Dar același atașament față de Hristos ar trebui să ne caracterizeze și pe noi astăzi, pentru că Hristos a înviat din morți. Și această înviere din morți i-a motivat pe ei atunci acolo. Și aceeași înviere din morți, dacă am pricep-o, că El este viu, ar trebui să ne motiveze și pe noi astăzi și să fim gata, dacă e nevoie, de același gen de sacrificiu, complet, total. Pentru că această înviere din morți a lui Iisus Hristos este motivația trăirii noastre creștine. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți, dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Am citit din Matei 28. 3 verbe rezultate din căutarea lui Iisus. 3 îndemnuri reieșite din întâlnirea cu prezența divină cu Iisus cel înviat. 3 coordonate care determină graficul umblării noastre creștine. 3 lucruri spune Domnul Iisus. 1. Nu vă temeți, versetul 5.
De ce spune asta? Pentru că în fața lui Dumnezeu te cutremuri. Când prezența lui se apropie de tine, te îngrozești, genunchii ți se bat de olaltă, inima ți explodează. Este o reacție normală când te întâlnești cu ființa absolută. Acesta este rezultatul întâlnirii dintre o persoană umană păcătoasă și cel divin. O întâlnim peste tot în relatările Sfintei Scripturi. Oamenii care s-au întâlnit într-un fel sau altul cu ființa divină n-au rezistat, au căzut la pământ. Picioarele s-au bătut de olaltă, fața, culoarea li s-a schimbat. Uitați-vă la Daniel, uitați-vă în Luca, în repetate rânduri, ni se spune cum în fața prezenței divine te prăbușești, te cutremuri. Uitați-vă la Ioan în Apocalipsa, în viziunea lui de acolo, Apocalipsa 1, de la 13 la 17. Și în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care semănea cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu din aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna, albă ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: nu te teme. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Primele cuvinte ale lui Iisus în fața femeilor care au venit să-L caute a fost: nu vă temeți. Astfel de reacții sunt normale să te temi. Numai că în text apare un lucru interesant. Cum de femeile au rămas în picioare, iar soldații au căzut ca morți? Cum de ele au făcut față întâlnirii? Ele nu au căzut ca moarte la pământ. Fizic, cu siguranță, nu erau mai tari decât soldații romani. Cum de ele au tremurat și au rămas în picioare, în timp ce soldații au tremurat și au căzut la pământ ca morți? Oare să aibă de-a face cu motivația căutării lor? Cu starea relației lor cu Dumnezeu? Nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. În fața manifestării prezenței lui Dumnezeu poți avea doar două reacții. Fie tremuri și rămâi în picioare, fie tremuri și te prăbușești ca mort. Nu vă temeți este prima coordonată a graficului umblării noastre. Nu te teme. Dacă îl cauți pe Iisus Hristos ca să-l găsești, nu te teme. Al doilea lucru care spune Domnul Iisus este: veniți de vedeți locul unde zăcea, le spune îngerul. Credința creștină nu este bazată pe povești, pe filozofie abstractă, pe manipulare psihologică, ci pe multe dovezi palpabile, incontestabile, și mormântul gol este una dintre aceste dovezi. Veniți de vedeți locul unde zăcea. De ce le spune îngerul astfel de cuvinte? Ca să le dovedească. Pentru că credința creștină nu este sinucidere intelectuală. Veniți de vedeți ne transmite că avem nevoie de anumiți stâlpi pentru credința noastră. Dumnezeu nu ne cheamă la acea sinucidere intelectuală. Credința nu este o sinucidere intelectuală. Ea se bazează pe dovezi, pe anumite dovezi. De aceea le spune: veniți de vedeți, uitați dovada, El a înviat. Nu te teme, veniți de vedeți. Și apoi le mai spune un lucru: duceți-vă repede de spuneți. Versetul 6. Această veste extraordinară, supranaturală, mega puternică, giga valoroasă, tera veșnică, nu trebuie ținută doar pentru tine. Conține mesajul care face diferența dintre rai și iad, între fericire și chin. Sfânta Scriptură nu poruncește păcătoșilor să vină la biserică, ci bisericii să meargă la păcătoși. Dumnezeu nu a intenționat niciodată ca biserica să fie o grădină zoologică la care lumea să privească.
Dumnezeu nu a intenționat ca biserica să fie un congelator în care să conservăm evlavia, ci un incubator care să clocească noi ucenici al lui Iisus. Creștinismul nu a început într-o manieră obișnuită. A început cu oameni alergând. Cea mai mare ofensivă din istoria omenirii, creștinismul, a fost lansată de 12 ucenici. Ofensiva lor nu a încetat nici până azi, pentru că au fost oameni care au continuat să alerge cu vestea bună a învierii lui Iisus și nimic nu i-a putut opri. Domnul Iisus, cel înviat, îți spune ție și mie, nu te teme, vino și vezi și du-te și spune și altora.